Salutare, guys, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Mădălina Merca, pentru cei care nu mă cunoașteți, iar pentru cei care mă cunoașteți, hi, hey, salut! Astăzi voi vorbi despre editarea pozelor. Cei care mă urmăriți pe Instagram sunteți foarte curioși cum editez eu pozele, așa că, pam, pam, voi lua acest telefon și vă voi arăta cum îmi editez eu pozele cu ajutorul lui. Plus de asta vreau să vă zic că acest video este primul episod dintr-o serie de mai multe episoade care urmăresc să vă arate care sunt secretele din spatele camerei, cum editez pozele cu telefonul sau cu ajutorul programelor care funcționează pe calculator, pe laptop, Photoshop, Lightroom. Să fie o serie de videouri în care vorbim despre camere, despre echipamente, despre lumini, setări și așa mai departe. Voi trebuie doar să-mi cereți ce anume vreți să știți. Eu am câteva idei pe care mi le-am notat pentru videourile viitoare. Ideea este că vreau să fie o serie cu continuitate, așa că orice întrebări aveți legate de fotografie și la care credeți că eu aș avea răspuns pentru ele, aștept să mi le lăsați în comentarii. Sau, după cum spuneam, astăzi vă voi arăta cum îmi editez pozele cu ajutorul telefonului. Dar, înainte să mergem mai departe, vreau să vă puneți întrebarea asta. De ce vreți să vă editați pozele? Sau ce urmăriți prin faptul că vreți să vă editați pozele? Asta ca să știți foarte bine ce urmăriți să obțineți în urma editării unei poze, unei fotografii. Ca să vă fie de ajutor, o să-mi răspund și eu la întrebarea asta. Pentru mine totul pornește de la pasiunea pentru fotografie pe care o am încă din liceu. Îmi aduc aminte că eram super pasionată încă dinainte să am un aparat profi și îmi postam toate pozele, conceptele, editurile pe care le făceam în Photoshop, luând diferite poze și combinându-le împreună. Acestea le postam pe DeviantArt. Țin minte că mi-am dorit foarte, foarte, foarte mult să am un aparat foto și banii de majorat i-am cheltuit în această direcție, la un aparat foto DSLR și după ce l-am luat am fost mega foarte încântată. Tot în această direcție am urmat și un curs foto, în urma căruia am învățat să-mi folosesc la maximum aparatul, pentru că înainte îl foloseam foarte mult pe modul auto. Deci pentru mine a edita o poză, a face o poză, dar în special a edita o poză, pentru că îmi place foarte mult munca din spatele tastaturii, înseamnă relaxare, înseamnă creativitate, înseamnă satisfacție, pentru că până la urmă atunci când vezi rezultatele după ce editezi o poză, rămâi cu un zâmbet frumos. Înainte să vorbim despre aplicații și despre tehnici, vreau să vă vorbesc puțin despre feed-ul meu. M-ați întrebat de ce țin cont atunci când editez o poză. E foarte important pentru mine ca poza să se completeze cu restul pozelor. Dacă vă uitați la feed-ul meu de Instagram, veți observa că pozele mele au un look mai rece, mai cold așa. Albastru nu este foarte saturat. Este un albastru mai gri. La pozele din vacanță veți observa îndeosebi accentul pe cer. Cerul este albastru, rece, gri. Și cam asta se regăsește în toate pozele mele. Ce vreau să zic cu asta este că pentru mine este important să-mi găsesc un mood pe care să-l transpun în toate pozele mele, astfel încât feed-ul să arate ca un tot unitar. Ce vă recomand vouă este să vă găsiți un filtru sau un mood care vă place foarte mult și care vă caracterizează și să încercați să editați viitoarele poze în jurul lui. Și un ultim detaliu legat de feed-ul meu și de pozele mele. Aproape toate pozele pe care le vedeți pe Instagram sunt făcute cu cameră foto profesionistă, cu DSLR sau cu mirrorless, pentru că am un Canon 5D Mark IV și un Sony A6300. Dar asta nu înseamnă că dacă voi nu aveți acces la un aparat foto, nu o să vă iasă poze faine. Și încă ceva, pozele pe care le vedeți la mine în feed, majoritatea din ele, în proporție de 90%, sunt editate cu Lightroom pe PC, pe laptopul din spate sau pe desktop. Place foarte mult să acord timp editării unei poze, cum vă ziceam, pe mine mă relaxează, îmi place pentru că sunt creativă, dar atunci când nu reușesc să meditez cu laptopul, când sunt în vacanță sau când efectiv nu l-am la mine, folosesc telefonul și o să vă arăt și vouă acum cum îl folosesc, mă rog, cum folosesc aplicațiile telefonului ca să meditez pozele. Așa că hai să dăm drumul, pentru că am vorbit foarte mult și cred că voi ați venit să aflați cum meditez pozele cu telefonul. So, let's get started! Finally! Aplicațiile pe care le folosesc momentan sunt Lightroom CC, Snapseed,
VSCOCAM, Teza și FilmCAM. La fiecare din aceste aplicații vreau să vă arăt care sunt ajustările pe care le fac. Vreau să vă zic care sunt punctele forte ale aplicației, câteva tips and tricks pe care eu le găsesc utile și le aplic, dar și ce nu-mi place la ele. Așa că hai să începem cu Lightroom. Ador această aplicație pentru că în ea fac ajustările basic legate de luminozitate, legate de contrast, umbre, dar vă voi arăta în continuare. Am ales o poză, am încărcat-o în Lightroom, iar acum merg pe butonul de Light. Iar aici voi regla shadows-ul pentru că îmi doresc ca poza să fie mai luminoasă. Voi trage puțin de contrast. Ideea este că nu am o rețetă pe care o respect întotdeauna, ci pur și simplu știu ce urmăresc de la o poză și atunci fac setările în funcție de ce am eu nevoie. Acum voi merge la categoria Color, iar aici puteți să reglați temperatura, tintul și saturația. Mie îmi place foarte mult cum arată poza. Noi tot timpul folosim modul manual atunci când face poze, așa că reglăm temperatura astfel încât albul să fie alb. Dacă voi aveți poza ușor mai galbenă, atunci puteți să mergeți cu temperatura spre minus, astfel încât să obțineți albul alb. Sau dacă aveți poza mai albastră, să mergeți cu temperatura pe plus, astfel încât albul să fie alb. Mi se pare foarte important, mie personal, ca albul să arate alb într-o fotografie. Ok, so, ar merge și la mine puțin mai cald, dacă mă uit acum, deci n-aș fi zis, dar uite că o să punem un plus 9. Tintul la fel. Sunt unele aparate, de exemplu pe Sony, tintul meu este foarte, foarte roz. Nu foarte, foarte roz, dar destul de roz pentru preferințele mele, așa că trebuie să merg cu tintul spre minus. Însă pe Canon nu am această problemă, așa că îl voi lăsa la 0. Și dacă mai vreau din saturație să reglez, o să merg pe un plus 10. Mă uit din nou la cum arăta înainte și cum arată după edit. Iar acum, tot aici în bara de color, vreau să merg pe butonul Mix, unde voi face următoarea schimbare. Merg pe culoarea albastru, iar acum încep să editez poza astfel încât să se integreze cu modul pe care l-am la restul pozelor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că merg pe culoarea pe care o editez de fiecare dată, adică pe albastru, și încerc să desaturez astfel încât să am un albastru mai gri, să merg la luminanță, astfel să fie un albastru mai închis. Atunci când trag de hue-ul acesta, pot să fac cerul fie mauve, fie un turcoaz. Mie nu-mi place nici turcoaz, nu-mi place nici mauve, dar îmi place ușor, ușor, un plus 10, hai să zic 13. Dau done și acum o să merg pe details și o să dau puțin sharpness. So, cam asta este ceea ce fac eu unei poze în Lightroom, înainte și după. Nice, nu? Un alt tips and tricks la această aplicație este faptul că poți să copiezi preseturile. Ce înseamnă asta? Mergi la poza deja editată, apeși pe cele trei punctulețe și dai copy settings. Iar acum mergem să importăm o nouă poză. Ok. Fac. O avem în galerie. Am deschis-o. Și îi dau paste settings. Și mi-a pus setările de la poza anterioară. Bine, aici cerul nu este foarte albastru. Nu pot să arăt foarte bine asta. Dar să mergem să vedem dacă tragem de highlights, dacă mai recuperăm din cer. Puțin. Ok. În sfârșit am o poză în care pot să vă arăt din nou tips and tricks-uri, adică mergem la culoare, dăm pe mix și mergem la verde. Uite, de exemplu, mie verdele nu prea place poze. O să-l fac mai galben și o să-l desaturez. Before and after. Singurul aspect pe care îl găsesc neplăcut la această aplicație este faptul că dacă vrei să deblochezi anumite feature-uri, cum este butonul de selective, unde selectezi o anumită zonă, există un tool pentru așa ceva, trebuie să plătești 22,99 de lei pe lună. La fel și pentru healing, asta dacă vrei să scoți un om din poză sau un coș de pe față, trebuie să plătești. So, aplicația numero 2 este Snapseed. Este free în
Google Play și în Apple Store. Are foarte multe tool-uri, o ador, este ușor de folosit. Îmi place foarte mult tool-ul de Tune Image, unde poți să ajustezi brightness. Și asta voi face, voi pune puțin contrast. Îmi place foarte mult tool-ul ăsta de Ambience. Fac highlights, totdeauna recuperez din highlights, mie îmi place cerul în poze. Un alt tool pe care îl folosesc în această aplicație este tool-ul de Details, care mă ajută să pun detalii pe poză, să pun Sharpen sau Structure. Cel mai mult folosesc tool-ul de Perspective când am o poză în care sunt clădiri, în special dacă faci o poză în mișcare. De exemplu, Alex mă surprinde în timp ce alerg sau în timp ce sar. E posibil să nu fie concentrat foarte mult la încadrare pentru că face rafală de poze și atunci poza se iasă un pic mai într-o parte. Și atunci tool-ul acesta de perspectivă mă ajută să fac clădirile drepte. Tips and Tricks, avem tool-ul Healing și cu tool-ul ăsta putem să scoatem imperfecțiunile de pe față. Legat de Skin Retouching, tot Tips and Tricks, Portrait, facem spotlight în jurul feței. Mie îmi place undeva la plus 15, îți dă smoothing pe face, adică o face să fie mai fină și mai soft. Mie îmi place undeva la 20 maxim și îți pune claritate la ochi. Adică face ca albul ochilor să fie mai intens și mai curat. Iar aici îmi place să fie la un plus 20 și un 22. Okay. Tot Tips and Tricks în această aplicație. Îmi place să folosesc foarte mult Selective Tool-ul. Și cu acesta pot să selectez anumite zone pe care le vreau să fie mai întunecate sau mai deschise. De exemplu, m-am făcut cu această bulină, selectez zona de aici, o fac mai deschisă. Voi mai face încă o zonă să vă arăt. De exemplu, aici în spatele meu ar merge puțin mai închis. Și putem să reglăm și din contrast, din saturație. Mie îmi place saturația să fie pe minus, să fie cât mai de saturat, și de structură. Structura îmi place. De asemenea, cu butonul ăsta de plus putem să punem câte selective tool-uri vrem. Mare grijă că atunci când selectați cu selective tool, zona cu roșu pe care o selectați, pentru că puteți selecta să fie mai mare sau mai mică, să nu fie pe față, pentru că va trage din culorile de pe față și nu va mai arăta în natural. Un alt tool pe care iubesc să-l folosesc și pe care vi-l recomand ca Tips and Tricks este tool-ul de brush, iar aici am următoarele seturi pe care le pot face cu ajutorul unei pensule: Dodge and Burn, Exposure, Temperatură și Saturație. Mie îmi place mult să-l folosesc pe acesta de saturație și pun pe plus 5 și merg pe culoarea roșu și îmi fac fularul mai saturat, mai papri. La fel voi face și cu cea ca prietenului meu. Voi merge pe culoarea roșu și o voi satura. Bine, genul ăsta de setare puteți să-l faceți și în Lightroom. Acolo unde v-am arătat la faza cu culorile, selectați roșu și trageți de saturație. Ca să nu mai intru în Lightroom, o să fac asta în Snapseed. După cum ziceam, ține de fiecare ce-și dorește de la poză și cum face să obțină ceea ce-și dorește. Eu pot să fac asta și în Lightroom și în Snapseed, iar ca să economisez timp, să nu o salvez, să intru în Lightroom, după care să revin din nou în aplicația curentă, pot să fac asta aici, așa că mă folosesc de acest aspect, să am grijă să nu merg pe lângă față, pentru că nu vreau să saturez și alte locuri. Îmi place să mai folosesc Grainy Film, care mă ajută să-mi pun un filtru de film pe poze. Nu pot să zic că este ceva ce nu-mi place la aplicația asta, pentru că mi se pare o aplicație foarte completă. Dacă vă uitați în tools, are și text, poți să adaugi text și îți creează el anumite stiluri pentru a-ți aranja textul pe poză. Următoarea aplicație pe care o folosesc când îmi editez pozele este ViscoCam. Sunt foarte sigură că este o aplicație de care a auzit toată lumea. Să știți că aplicația asta o folosesc și pentru a-mi colora videourile, mi se pare foarte faină, are foarte multe filtre, aș spune că acesta este aspectul numărul 1 al acestei aplicații, e foarte bună pentru filtre și pe lângă asta poți să-ți ajustezi poza la fel ca celelalte aplicații pe care vi le-am prezentat, dar cel mai mult îmi place aplicația asta pentru filtrele ei, e
foarte greu să-ți găsești filtrul care îți place, mai ales dacă ai ajuns să te le cumperi pe toate. Eu mi-am luat toate filtrele astea și totodată stau câte 10 minute să găsesc filtrul care îmi place și care mi se potrivește. Ok, să zicem că am găsit filtrul ăsta, îmi place, wow, i-am dat save. Tips and tricks la această aplicație atunci când ai făcut anumite setări de brightness, de contrast, de shadows. Hai să mai dăm niște highlights și niște shadows, ok? Dai save și intri pe poză. Aici, în colțul din dreapta, ai trei plinuțe. Dai copy, edit și la fel ca în Lightroom, poți să-ți selectezi ca filtrul și setările folosite să le copiezi pe alte poze. Să zicem, următoarea poză care seamănă, am selectat-o și dau paste edit. Asta mi se pare un tips and tricks util. Also, ce-mi place la această aplicație, asta pentru cei care își cumpără aplicația, pentru că la fel ca la Lightroom nu sunt toate feature-urile disponibile. Există un tool de skin tone și poți să-ți reglezi skin tone-ul. De exemplu, sunt poze în care ești mai roz sau mai galbenă și atunci poți să-l reglezi astfel încât să arăți normal. Uite, eu de exemplu aici arăt ușor albă și mă voi face mai galbenă. Un alt tips and tricks pentru cei care au aplicația și au deblocat tool-ul de HSL. De exemplu, aici am foarte mult culoarea roșie și pot să schimb culoarea sau saturația ei. Mie place ca roșul să fie puțin mai portocaliu și pe albastru voi merge să-l desaturez puțin, puțin, puțin și să-i pun luminositate. Iar acum ce nu-mi place la VSCOCAM este faptul că trebuie să plătești ca să ai acces la anumite tool-uri din aplicație, cum este tool-ul de HSL, dar în același timp acest tool îl ai for free în Lightroom CC. O să ziceți că-s nebună, dar mie nu-mi place faptul că sunt atât de multe filtre. Poate vouă vă place treaba asta, eu personal am ajuns să nu mai folosesc atât de mult această aplicație. Sunt foarte multe filtre și atunci când ai foarte multe opțiuni, ajungi să nu mai știi ce vrei și să știți că asta este foarte adevărat. Ți se întâmplă să nu mai știi ce anume dorești de la o poză. De exemplu, eu știu ce vreau de la o poză. Sunt filtre care sunt portocalii, roze, roșii, galbene. Eu nu vreau asta. Prefer să meditez poza cu alte tool-uri, poate fără să aplic un filtru, dar să-i ofer un look unic și un look care să mă reprezinte. It makes sense? Maybe. So, da. Prea multe filtre care te zăpăcesc, mie mi se pare că nu. Următoarea aplicație este Deza, care este o aplicație a unei blogărițe, nu pot să zic blogăriță, să zică lumea că nu știu să vorbesc pentru că sunt influencer, dar da, este a unui blogger atunci să zic, care a creat această aplicație pentru urmăritorii ei, care o întrebau, așa cum mă întrebați și voi pe mine, cum editez pozele și a creat o aplicație unde aceștia să-și editeze pozele. Eu am plătit pentru ea, așa că mi s-au deblocat mai multe filtre. În mod normal sunt doar acestea trei. For free, fresh, vintage și mood. Tips and tricks pentru această aplicație ar fi faptul că e super ușor de folosită și că face treaba pe care eu vreau să o fac în locul meu. Și pe lângă asta mai ai un tool care te ajută să pui textură pe imagine, adică efectul ăsta de poză vintage făcută pe film. Folosesc cel mai mult aplicația asta atunci când postez poze pe Insta Stories, pentru că atunci când postez în Insta Stories am nevoie să fie rapid, așa că intru în Deza, am pus poza, am aplicat filtru, am reglat intensitatea și automat am gata să o pun în Insta Stories. Îmi place la această aplicație faptul că e extraordinar de greu să reglez totul. Deci, uitați-vă, merge foarte greu. Deci, dau cu degetul pe bara asta și merge super greu și mă enervează treaba. Ok, și a venit timpul să vorbim despre ultima aplicație pe care o folosesc. FilmCam este o aplicație pe care am descoperit-o. De obicei, în această aplicație urc pozele deja editate. De ce? Pentru că, după cum îi zice și numele aplicației, FilmCam, îți dă un efect de film. Această aplicație are câteva filtre gratuite și acestea ar fi și tips and tricks-ul pe care eu vi-l ofer cu această aplicație. Este faptul că îți permite să adaugi un mood de film, dar nu super de film.
Sau mie cel mai mult îmi place filtrul numărul 2. Poți să-i reglezi intensitatea, nu merg niciodată mai mult de 20 și de asemenea poți să-i adaug anumite licuri care arată super fine sau textură. Și acum o să vă zic și dezavantajul pe care îl are această aplicație, este faptul că atunci când reglezi intensitatea texturii sau a licului sau a filterului, după ce deja am pus și lic și textură, este că atunci când reglezi intensitatea, le reglează pe toate trei, adică nu reglează doar filtrul și, sau doar textura, mi le reglează pe toate trei. În afară de asta, mi se pare foarte fain, adică chiar oferă locul de film. Ok, dăm save and that's it, save image. So guys, acestea sunt aplicațiile pe care le folosesc atunci când îmi editez pozele cu telefonul. Sunt 5 aplicații, ați văzut cum le folosesc și ce urmăresc atunci când vreau să editez o poză. Să ne întâlnim data viitoare cu un video nou în care o să vorbesc despre editarea pozelor pe laptop, pentru că am tot vorbit de-a lungul acestui video, așa că data viitoare o să vă arăt și cum editez pozele pe laptop. Dacă aveți întrebări legate despre asta, lăsați-mi-le în comentarii. Dacă aveți sugestii pentru următoarele videouri despre fotografie sau despre editing sau dacă vreți să facem comparații între camere sau anumite poze și experimente, lăsați-mi în comentarii. Iar acum nu uitați să dați un like acestui video dacă v-a plăcut, să-l share-uiți cu prietenii voștri pasionați de Instagram. Nu uitați să-mi dați un subscribe dacă vă place de mine și în special dacă vreți să vedeți următoarele episoade și alte videouri pe care le filmez în afara acestui subiect. Vă pup și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Bye!